Ok, salutare, Gamers, Gamers, astăzi să ne jucăm un joc numit Cut Off Online Racing. Practic e un joc în care poți face curse și mașini să te plimbi, o să vedeți. Practic, dacă intrăm la My Cars, deja eu am o mașină, Mazda 323, care a fost prima care am maxat-o și asta care am câștigat-o într-o cursă. Hai să luăm Mazda, că e mai tunată și aveam și bani de altă mașină. Și hai să ne ducem să cumpărăm. Practic, dacă vă place jocul ăsta, apăsați de butonul de like, abonați-vă. Mai dați un like dacă vă place jocul. Deci, asta e momentan mașina mea, adică prima care o cumpărați, mi era foc mai jos la început. Și eu am modificat-o și acum am dat să modific mai de aceea, dar am așa. Hai să ducem la car dealer. Eu sigur trebuia să am deja mașina distrusă. Deci asta e Mazda care o am eu. Și hai să luăm asta, parcă vroiam să iau, da, asta. Hai să vedem cum arată și am și hai să vedem și mașina care am câștigat-o asta. Nu, asta am câștigat. Asta eu am câștigat-o, care e la o cursă și aparent are totul maxat și noi pot să modific corpul și multe altele, dar eu vreau să ne jucăm cu Ico Samand. Hai să vedem cum e mașina. Și dacă tot ne ducem la cursă. Please wait. Ok, deci. Da, mai am un mic de fapt. Hai să vedem la corp. Băi. Ce măi e cu mașina asta? Uite și tu ce faruri. Asta? Nu mă. Asta, ok, pur. Ala, cum a fost asta, asta e ok, scărturi. Bă, nu e ok, eu să pun pe asta, roof. Asta. Așa, spoiler. Spoiler de Toyota. O să-l aleg pe... Da? Fără de spate are mă asta. Stop. Da, hai să vedem. Bun, hai. Și bara. Oare vreau să fac? Nu, nu. Badi vreau un portocaliu, ceva de genul. Oh, perfect, de fapt. Nu contează. Thank you.
Nu, asta este. Arată mai bine. Și jante. Păi, jante habar n-am. Nu prea aș vrea stoc, nu-mi plac alea stoc. Hai să vedem ce jante avem. Nu jantele. Nu astea. N-am de alea. Ok, sunt ok și astea. Ok. A, da. Hai, turnă. Ui. Astea, milioane. Milioane, evident că... Au. Nu vreau cato, vreau... Hai mai la de cabri. Da. Vreau numere sa, da. Vreau să adaug numere. Numbers. Nu. Stai, nu. Și... 5. Pe asta, în altă parte. Vreau tot așa. 9 și 5, da, invers. Ok. Păi, cred că e ok, așa. Bă, chiar îmi place cum a ieșit. Hai să vedem. Atunci o să mergem cu ea stoc, dar vreau să văd la upgrade-uri. Acum nu o să cumpăr niciun upgrade, vreau... Cum? Acum o să arate după mașina asta și o să arat și cealaltă mașină. Bă, are mai multă putere decât a mea. Nu are 900. Da, nu știu. Ok, e greșit. Oh, da. Nu-mi place
Sunt aici, pe aici tot un clascar, ok. Hai să jucăm aici. Până la urmă n-am o mașină clasică și va fi o mare problemă. Ia mă ia, ce am văzut, ia, n-am știut ce. Comparație cu mine. Și asta am dat-o la customization, după curs să vă arăt ce schimbări vreau să-i fac. Cu mașina câștigată la cursă unde erau cu mașini cu dâr, nu cu clasice, dar... Dar a fost greu să câștig mașina, deoarece a trebuit să joc două curse, prima de 3 ture, a doua de 2. Ioan, evident. Hai să vedem ce mașini avea oia. Deci, bă, unul avea fix ce aveam eu. Bă, și de ăsta am dat în multicurs. Ok, bă. Tare. Aparent. Dacă, gen, merg, fac aici astea două le câștig. Eu, teoretic, o să pot să cumpăr cu mașină. Dar nu o să fac asta, o să strâng, să o modific. Asta, păi, ce ai? 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 Această mașină. Adică deja, aproape deja, că ai 19.000, aș putea o cumpăra. Deja. A, ia, ca ce mă încurcă pe mine? Pleitul care e 5.000. Păi, probabil că o să renunț la pleit. Da, nu-mi trebuie număr. Așa. Și cam acesta a fost episodul. Puneți like, subscribe.